Doamnelor și domnilor, bun găsit în cadrul unei noi ediții Important. Invitații noștri de astă seară sunt domnul Sergiu Mocanu, președintele Mișcării Antimafia, și domnul Ștefan Gligor, așa, avocat, expert în politici publice. Bună seara, domnilor, și să fie de bine prezența dumneavoastră la noi în emisiune. Distinși domni, cu un nou vector ideologic sau cu o nouă doctrină de stat, așa cum a fost numită de către liderul democraților la acea mare adunare de duminica trecută, dacă nu înșel, făcând referință la cea pro-Moldova. Cu ce mergem, de fapt, în realități, la ceea ce ar însemna campania electorală pentru alegerile din 24 februarie, către un nou scrutin parlamentar, pentru că dumneavoastră, domnul Mocanu, le declarați compromise din capul locului și pentru că dumneavoastră, domnule Gligor, comunicați ca post, să zicem, alegeri, așa am avea cel mai nereprezentativ parlament în toată istoria țării. Și am să încep o expunere de la dumneavoastră, domnule Mocanu. Haideți să începem cu această declarație pe care am făcut-o noi, liderii Mișcării Populare Antimafie, despre aceste alegeri compromise. Eu vreau să fie clar de la bun început, noi nu am chemat la boicotarea acestor alegeri, am văzut niște reacții care au venit de la platforma DASH, de la Maia Sandu, care mi s-au părut un pic pripite aceste reacții, pentru că, de fapt, noi am invitat mai mult lume la dialog. Dumneavoastră mergeți cu avans la subiectele la care tindem să ajungem. Deci eu spun că, ca să fie clar, deci noi nu am chemat la boicotarea alegerilor, ci am spus că trebuie să stăm și să gândim foarte serios asupra situației în care ne-am pomenit. Deci noi avem de-a face cu un om care acționează neordinar. Un om care a făcut o lege după chipul și asemănarea lui, a făcut și a subordonat toate instituțiile statului, are oameni pe circunscripții care vor plăti și eu știu ce se întâmplă pe circunscripția de la Nisporeni, deja echipe de-a lui merg și întreabă, mamă, mătușă Ileana, îți trebuie vacă, îți cumpărăm și tot așa. Adică noi avem un electorat care oameni care au ieșuat economic și social și avem acest tip pe nume Plahotniuc care acționează cu totul neordinar. Deci ceea ce am propus noi am propus un dialog pentru perioada asta preelectorală de două luni zile până la campania electorală, în care am zis, domnule, nu schimbăm nimic, dar haideți să ne așezăm și să vedem ce facem, pentru că poate putem lua în calcul și un boicot. Numai că un boicot nu-l face un partid politic, un boicot îl fac toți. Și când vorbim de un boicot, noi avem și niște propuneri. Un boicot extins, un boicot în care încercăm să atragem și instituții ale statului, autorități locale, anumite persoane care vor refuza să facă parte din comisii electorale. Pentru că vă zic, dacă mergem așa, noi îi dăm lui Plahotniuc un lucru pe care el nu-l are. El are totul. El are bani, el are mass media, el are legea făcută după chipul și asemănarea lui, el are oamenii care să meargă și să plătească în teritoriu acestor oameni ieșuați economic și social. El nu are un singur lucru, el nu are legitimitate pentru aceste alegeri. Iar legitimitatea o putem da noi toți, colectiv, să mergem într-o campanie electorală în care să ne facem vânt cu fundul și să spunem, iertați-mă de expresie, domnule, dar noi am să batem tot. Având în vedere, am auzit, că dacă nu o să ne convină această campanie electorală, avem șansa să chemăm partenerii externi să nu recunoască alegerile după ce vom participa în această campanie electorală. Eu văd șanse să vedem cum am putea face să oprim acest dezastru. Pentru că el are toate șansele să primească și această legitimitate pentru o campanie electorală în care are totul în mâinile lui. Și dacă vedeți acest lucru, acest fapt, aveți o strategie pregătită pentru campania electorală? Avem o strategie de dialog pe care, din câte văd, problema este că în politica din Republica Moldova, eu am văzut, este un soi de, eu îl numesc păunism din asta, eu am văzut foarte mulți păuni politici care iese din campanie electorală pe urmă destul de peniți, să zicem așa. Adică, domnule, noi nu discutăm cu nimeni, noi avem rating, nu contează nimeni altcineva, contăm noi că lumea, poporul deșteptat ne iubește, merge după noi și așa mai departe. Și ajung după campanie electorală în care practic ai mers pur și simplu să-i dai legitimitatea asta. Deci noi avem, așa cum spuneam, avem un maniac pe nume Plahotniuc, care și-a subordonat totuși, care acționează maniacal. El și-a subordonat partidul lui. Ați văzut cât de maniacal a fost acțiunea asta, prin care el le-a întors ca și cum acestei opoziții care a făcut atâtea greșeli, poporul deșteptat pe care l-a adus în piața Marea Adunării Naționale. Și dacă vrem să ne îmbătăm cu apă chiar, spunem, domnule, dar nu i-a ieșit adunarea asta, dar n-a mers adunarea, dar lumea n-a zâmbit, dar lumea n-a râs, dar n-a avut entuziasm. Dar lui asta îi trebuia?
Dar de deci și o argumentează ca un prelej de consolidare a forțelor. Lui a trebuit pur și simplu să-i strivească pe toți. Cu sau fără păun sau păunism, cu sau fără dialog sau lipsă de dialog, cu ce mai merge, domnul Gligor, către alegerile parlamentare și, de fapt, cât de mult credeți în sinceritatea guvernării că Republica Moldova este poziționată pe o cale mai aproape de Uniunea Europeană și mergem cu un parcurs accelerat în ceea ce înseamnă integrare? Noastră ați început această emisiune cu o întrebare despre cea de-a patra cale și este o întrebare foarte bună pentru că răspunde și la cea de-a doua întrebare adresată mie. Partidul Democrat a încercat să devină un fel de semn de egal cu noțiunea de integrare europeană și a ieșuat spectaculos când a atinge acest scop. Acum când domnul Plahotniuc la adunarea din respectiva duminică a anunța și explica ce înseamnă a patra cale, spunând că a fost calea cea de întâi către est și după care calea cealaltă, numărul 2, către vest, adică integrarea europeană, și după care calea numărul 3, lichidarea statalității, și după care calea numărul 4, care sunt ei, calea lor, da? Și după care insistă pe inițiativa de a vota în Parlamentul Republicii Moldova sintagma în Constituția Republicii Moldova de integrare europeană. Dorință. Păi stați un pic. Pentru că nu am mai fost. Păi dacă calea a patra este altceva decât calea integrării europene identificată mai sus de Vlad Plahotniuc în discursul dumnealui. Păi de ce insistați voi, Partidul Democrat, să includeți integrarea europeană, care este altceva decât calea a patra, conform logicii voastre, insistați să includeți chestia asta în Constituție? Poate pentru că nu sunt sincer, pentru că au mimat, de fapt, calea integrării europene. Calea integrării europene înseamnă instituții funcționale, justiție independentă. Ori noi știm că astăzi Republica Moldova are o justiție clasată, mi-mi place să citesc foarte mult acest rating a Global Economic Forum, pe locul 132 din 137 de state evaluate. Noi am coborât, după anularea alegerilor locale, noi am mai coborât cu opoziție. Toată Africa, cu excepția unui singur stat, este deasupra noastră. Toată Africa. Asta este guvernarea care ne-a adus aici. Ne-a adus, desigur, și guvernările precedente ne-au adus aici. Dar și contribuția guvernării AIE 1, 2, 3 și ce aveam astăzi este indiscutabilă. Deci, noi concluzionăm că există o mare disonanță, este o contradicție între ce declară ei agenda lor publică și cea reală și pe lângă asta mai există și o neconcordanță logică chiar și între versiunea agendei pe care ei o consideră oficială și consecvența acțiunilor. În momentul în care tu declari că mergi pe o altă cale decât integrarea europeană, decât integrarea cu Federația Rusă și Uniunea lor Vamală, ai calea ta, dar în continuare insiști pe un mesaj de integrare europeană și modificarea Constituției, tu dai dovadă de fapt că ești pierdut. Deci astăzi Partidul Democrat a eșuat în a construi un sistem bipolar de coordonate est-vest. Ei au încercat să se identifice cu vestul, dar nu au factură suficientă să meargă în aceste alegeri ca un partid pro-european, pentru că Uniunea Europeană a criticat Partidul Democrat fără precedent, în termeni extrem de duri, dând rezoluții de care n-am mai avut noi în istoria relației cu Uniunea Europeană. Nu poți merge cu astfel de factură în alegeri, pentru că vei pierde foarte mult. Nu ai ce arăta la știri, ai 85% din mass media, dar nu ai ce arăta în acele emisiuni și acele știri. Asta este o problemă. Și asta ei merg într-un alt sistem de coordonate, s-au mai mișcat de pe centru spre stânga, mai înghesuie Partidul Socialist, care este satelit și partenerul lor, și încearcă să dea un mesaj, îl înghesuie la fel pe SRM-ul cu proiectul Șor, da? Să ne aducem aminte de faptul că sistemul electoral mixt este sistem în care 51 de mandați se aleg din circunscripții nominale care sunt într-un singur tur, și fără minim de participare. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă scenariul Ungariei din anul ăsta. 106 circumscripții, din 106 circumscripții, majoritatea, 84%, au fost câștigate de Orban și au fost câștigate cu 17-22%. Ei nu au nevoie în acest sistem de majoritate, ei au nevoie de minoritate. Și de ce fac accentul ăsta pe pătrurile social vulnerabile? Pentru că asta este șansa lor. Ei nu mai au nevoie. Ei și-au tras un sistem și au creat un sistem foarte comod, unde corupția electorală, prin acele fundații pe care noi le vedem desfășurând o activitate extrem de intensă,
plus sacii cu cartofi, produse alimentare, deci corupția electorală în acest sistem, exact precum ne-a avertizat Comisia de la Veneția în cele trei opinii, 2014, 2017 și după adoptarea sistemului ulterior. Ei ne-au avertizat că acest sistem, pe cazul, pe exemplu, României și Ucrainei, aduce corupție electorală și influențarea rezultatului, manipularea rezultatului. Și da, noi... Îmi permiteți, domnul Gligor, la prima parte, că dialogăm. Uitați, ceea ce ați spus dumneavoastră în prima parte a ceea ce ați spus este perfect valabil, este logic și perfect valabil. Dar eu acum, ca să înțeleagă telespectatorii ce vreau să spun, în tacticile de război există stratagema. Atunci când creezi iluzia unui atac pe segmentul ăsta de front, dar tu ataci prin toate părțile și împresurezi dușmanul. Eu mă gândesc că ceea ce a făcut Plahotniuc cu a patra cale, cu Europa, cu Asia, cu tot. Deci asta e o agendă publică pe care el ne-o impune nouă să o discutăm. Este o stratagemă, ori el n-are treabă cu politica. Pe dânsul nu-l interesează. Deci chestia asta cu a patra cale, cu moldovenismul ăsta, să construim Europa la noi acasă, a fost casa noastră, Republica Moldova, pârjoala asta rece, Andrievski o vinde de când e Republica Moldova cu moldovenismul ăsta. Deci, dar el, deci, el stă și se uită la noi acum și rânjește, râde de noi. Pentru că el nouă ne impune o agendă, noi trebuie să discutăm agenda lui, dar ce face el? De-aia acum a pus a patra cale, dar el eșuiază cu a patra cale, dar lui convine chestia asta. Deci nu are în vedere. Pentru că el, exact, pentru că el în același timp, așa cum spuneți dumneavoastră, se duce cu sacul de cartofi. Și, deci el pe noi ne pune să ne batem pe teren politic, iar el acționează total nepolitic și total neordinat. Foarte pragmatic. Și foarte pragmatic. Adică el se duce și își cumpără alegătorul. Acum, ceea ce vă spuneam, eu încerc acum să pornesc un dialog și chiar mă bucur că suntem aici împreună, pentru că vă văd că sunteți un om activ public. Eu încerc să le impun un dialog. Dom'le, unul cu rating, altul fără rating, unul frumos, altul mai urât. Dom'le, dar mergem ca la abator în campania asta electorală? Mergem ca la abator? Ca, deci el o să zică, dom'le, da, ați participat cu toții în campania electorală. Noi dăm legitimitate participând așa. Adică eu nu zic să nu participăm, dar să găsim cu toții o soluție prin care nu mergem ca vitile la abator, pentru că nu avem nicio șansă. Am să revin la exemplul dumneavoastră cu Ungaria pe care l-ați făcut, ca să nu-mi și scape. Există riscul în această, să zicem, la aceste alegeri, fragmentarea aceasta abundentă care se va face să permită accederea în Parlament a unor candidați cu un număr relativ mai mic de votanți? Acest sistem este făcut pentru minoritate. Deci, pentru că asta s-a întâmplat în Ungaria. Foarte bună paradigmă. Deci asta este de fapt un sistem nu majoritar, ci minoritar. Deci el e făcut ca să câștige minoritatea. Corect. Perfect. El este făcut pentru partidele cu resurse financiare, administrative, mediatice, mari. Partidele cărora le lipsesc aceste resurse. Imaginați-vă o situație în care la noi, în Republica Moldova, partidele au fost obișnuite să aibă o campanie electorală pe o circumscripție electorală. Toată țara. Imaginați-vă un partid politic care ar fi capabil să facă 52 de campanii electorale paralele. Cu o listă de 50 de oameni și 51 de candidați în circumscripții nominale. Care știu mesajul lor, știu electoratul lor, știu frontierele circumscripției nominale. Pentru că asta este un lucru dificil, asta este prima dată când avem aceste frontiere și majoritatea candidaților care sunt în proces de identificare nu cunosc acele frontiere. Și nici alegătorul nu le cunoaște. Imaginați-vă ce haos. Acum, sistemul ăsta este creat pentru putere. Puterea și-a tras un sistem foarte comod în care corupția electorală, lipsa resurselor din partea opoziției, antisistem, antioligarhice, joacă festa. Mai pe lângă asta, nu uităm de Comisia Electorală Centrală. Nu odată am încercat să demonstrăm că noi nu avem Comisia Electorală Centrală. Cum să mergi în alegeri odată ce tu nu ai certitudinea că aceste alegeri sunt pregătite într-un mod onest, cinstit? Deja lăsăm deoparte sistemul. Da? Sistemul este așa cum este el. Dacă am avea instituții în statul ăsta care să supravegheze, să organizeze, să faciliteze, să desfășoare, să supravegheze și să fie un exercițiu onest, în care în proces sunt taxate toate încălcările și așa, încă calea vale. Dar noi nu avem. 6 din 9 membri sunt un fel de membri afiliați a Partidului Democrat și nu prea se ascund în chestia asta. Da? Acum, noi suntem, domnul Mocanu are dreptate, noi suntem în poziții de inegalitate. Șansele sunt, sunt matematic vorbind, mici. Întrebarea este cum contracărăm.
Scenariul numărul unu la care eu am ținut foarte mult au fost protestele. Și eu țin în continuare la acest scenariu. Protestele sunt calea corectă. Atunci când puterea este uzurpată, Constituția îți dă ție dreptul să repostezi. Dreptul la autodeterminare și conceptul suveranității. Orice stat modern se constituie pe suverenitate. Fiecare de noi este purtător. Noi împreună trebuie să decidem. Poziția dumneavoastră în raport cu protestele, primul pentru rând, ce protestează acum în proiect de alegeri, de fapt. Poziția mea cu protestele este simplă. Eu încerc să analizez, să explic tot timpul cât mai simplu. Ideea este că instituțiile sunt un instrument. Scopul este, care contează. Nu, din punct de vedere tehnic, anihilarea suveranității, de opinia oamenilor, nu, să nu mai depindă nimic. Oamenii formal exercită dreptul lor la vot. Ați exercitat foarte bine. Și atât eu vreau să ajung la subiectele ridicate din astea, pentru că ele sunt foarte importante. Care este calea corectă odată ce noi înțelegem că partidele politice vor merge în campania electorală? Care este calea corectă de a lucra în această campanie electorală și de a face așa încât planurile guvernării, planurile Partidului Democrat să nu-și atingă scopul, legitimizarea controlului exercitat astăzi asupra tuturor instituțiilor orizontale și verticale? Care este calea corectă? Dumneavoastră propuneți un scenariu coordonat de boicot și eu vă înțeleg perfect, există mulți oameni care au acest sentiment că, uite, asta este un spectacol. Noi suntem, capcana este gata și tot ce se cere din partea partidelor și oricărui actor politic astăzi este să accepte să intre în această capcană, capcana să se închidă. Sigur. Și să se termine toată istoria asta cu un exercițiu simulat care noi îl numim alegeri parlamentare și Plahotniuc, împreună cu partidul său și echipa sa, să obțină legitimitatea. Fără și să facă coaliție și să numească guvernul, eu vă asigur că eu cred că dacă merge așa cum vor ei, vor face acest lucru fără nimic. 100%. Vreți să revenim un pic la protest? Ați spus de protest. Eu am urmărit foarte bine protestul. Eu îl despart protestul civic de protestul politic, care sunt două lucruri diferite. Eu întotdeauna când a fost vorba de protest, chiar ca partid politic, când a ieșit societatea civilă în stradă în 2015, noi ne-am retras ca partid politic. Am zis, ok, să iasă lumea sinceră să protesteze. Marea problemă este că atunci când politica pune mâna pe protest, încep să apară lozinci irealizabile. Deci atunci când societatea este în față și protestează și spune noi nu mai cerem țara înapoi, noi mergem să o luăm. Deci când ai spus chestia asta și ai mers și te-o scos cu picioarele înainte de lângă monumentul Ștefan cel Mare, protestul ai compromis. Și ziua campaniei electorale poate fi un protest. Și până la începutul campaniei electorale poate fi un protest prin care ei să înțeleagă și să reușim, partidele afiliate internațional, partenerii noștri străini să spună, domnule, noi nu vom recunoaște aceste alegeri, noi nu vom trimite observatori în Republica Moldova. Dacă reușim ca partenerii noștri străini să spună până la data de 24 sau 26, nu știu, 24, cred că, decembrie, dacă reușim până în data aia câteva organizații internaționale, să zicem Uniunea Europeană, Comisia de la Veneția, bine, nu e organizație. Deci dacă câteva state străine sau organizații internaționale spun noi nu vom trimite observatori la asemenea alegeri. Pentru că încă ceva vreau să spun că Iran, ca să înțeleagă lumea ce face Plahotniuc acum, vă dau un singur exemplu. Există circumscripția 42 la Cantemir, pe care o cunosc foarte bună, vin de acolo. Acolo există un tip care a fost secretar la Comitetul Regional al Consumului, care a fost la Partidul Comuniștilor și acum e liderul Partidului Democrat în teritoriu. Are vreo 60.000 de hectare de pământ. Deci el e un latifundiar care ține nu știu câte mii de țărani iobagi în zona aceea. Dacă te duci să afli câți are angajați, nu găsești nici 1.000 de oameni angajați. E țărani iobagi la care le dă... Deci toți ăștia nu te poți bate cu el în circumscripția aia. Pentru că el e omul faptelor. El e omul faptelor. Cum te duci tu cu politica ta și cu nu știu ce aiurele acolo? În fața unor oameni ieșuați.
social și economic. De aia eu zic că noi mai avem 2 luni de zile la dispoziție. Eu am văzut protestul dumneavoastră a societății civile care ați reușit să-l faceți împotriva votului mix din vara anului trecut, care a fost singurul, nu fac complimente acolo, singurul meeting care a avut un obiectiv clar și a mers să-l realizeze acest obiectiv. N-ați avut resursele necesare ca să mergeți mai departe, că partidele politice orică le au, orică nu le au resurse mediatice, dar nu le pun la dispoziția altora din societatea civilă ca nu cumva să le treacă cineva pe dinaintea lor. Și tot așa, adică un soi de egoism de felul ăsta, care nu permite să ai resurse pentru o societate civilă care ar merge dezinteresat să facă chestia asta. Dar în rest, protestele până acum au fost compromise de planuri puse irealizabile. Deci de scopuri pe care n-aveai cum să le realizezi. Vorbind despre scopuri realizabile, protestul la care a făcut trimitere și domnul Mocanu, cel cu referință la anularea sistemului mixt, așa, sistem mixt care, cum iarăși ați și declarat dumneavoastră ușor mai devreme, că este oarecum împotriva partidelor de la opoziție și este în favorul celor care dețin resurse financiare, administrative și mediatice. Dar cum depășesc acest blocaj, aceste partide de la opoziție în contextul în care sunt astăzi? Pentru că da, s-a deschis o linie, sunt protestele. Ce se poate de făcut la proteste, o formă de protest, boicotul, ar fi despre care și-ați și comunicat altceva. Un boicot extins, eu zic, un boicot extins. Din partea boicotului trebuie să fie nu pur și simplu câteva partide politice declară boicot, dar declară partidele politice de la stânga la dreapta. Deci declară boicot cei care se ocupă de politică. Pentru că ceea ce face Plahotniuc și Dodon numai politică nu este. Vorbeați dumneavoastră, foarte corect spuneați. Uitați-vă pe Chișinău, da? Avem 11 circunscripții pe Chișinău. Mi-ați dat o idee foarte bună și eu vreau să o dezvolt acum. Cine a câștigat alegerile în Chișinău toți anii ăștia de după independență în primul tur? Socialiști, întotdeauna. Deci, cei de stânga? Deci, noi în primul tur, dreapta politică din Republica Moldova, n-au câștigat niciodată în Chișinău alegerile. În primul tur, întotdeauna au câștigat ei. Toate 11 circumscripții din Chișinău, Plahotniuc le ce-a dat lui Dodon. Restul sunt toate a lui. Restul sunt toate a lui Plahotniuc. Și alea din Chișinău, deci să știți că în Chișinău Plahotniuc va avea candidați foarte slabi, iar Dodon va avea candidați foarte slabi în toată Republica. Cum să mergi să te bați în situația asta? Da, eu propun să mergem pe scenarii. Scenariul propus din asta este un boicot extins, de la stângă la dreapta. În această situație trebuie să ne uităm peste experiența și altor state, așa cum ne uităm pe sistemul mixt. Și noi știm că pentru, de exemplu, OSCE, pentru Uniunea Europeană, neparticiparea în alegeri, de regulă, nu este un criteriu de nerecunoaștere. Scenariul dumneavoastră este unul realizabil în cazul în care dumneavoastră corect ați menționat. Dacă noi am avea o garanție sau noi am avea o informație credibilă, certă, că instituțiile internaționale care monitorizează aceste alegeri nu ar recunoaște. Și noi avem câteva semnale, dar noi nu avem la moment, din păcate, nicio certitudine. Noi avem un semnal de la președintele Partidului Popular European, președintele Dol. Noi avem un semnal din partea unui grup de deputați în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, Asamblea Parlamentară a Consiliului Europei. Și mai avem niște aluzii și niște sugestii în rezoluțiile Uniunii Europene cu privire la situația din Republica Moldova, acea rezoluție foarte dură în care s-a constatat influența oligarhilor, intereselor oligarhice asupra instituțiilor și așa mai departe, ca justiția captură. Deci astăzi eu consider că noi nu avem o premiză, nu că premize, Uniunea Europeană spune că există premize, dar noi avem o certitudine cu Uniunea Europeană, nu o să recunoască, și Statele Unite, foarte important, nu o să recunoască aceste alegeri. Și în situația asta, eu cred că totuși partidele, precum este Partidul Acțiunii și Solidaritate și Platforma Demnitate și Adevăr, vor merge în alegeri parlamentare și asta este o realitate din care trebuie să reieșim. Și eu cred că, din termeni practici, neavând o certitudine privire la nerecunoașterea alegerilor, partidele noastre, strategia lor va fi de participare. Acum, mie personal ca cetățean, poate să-mi placă, poate să nu-mi placă, opinia mea personală vis-a-vis de deciziile partidelor de opoziție. Știți, eu ca respect principiul medicilor, nu poți ajuta, nu fă mai rău. Că eu
pot să nu fiu de acord. Dar luând în considerație cât de inegală este această luptă, eu încerc să fiu precaut în analizele pe care le fac, pentru că înțeleg că resursele sunt foarte puține și noi trebuie să dăm dovadă de cooperare și de o capacitate de a atinge scopul așa puțin și lipsiți de resurse cum suntem. Și mie îmi pare că planul opoziției PAS și da, mai discut, știu, cu pielea de meu, dar am auzit recent o declarație din partea doamnei Sandu că vor merge PAS plus da în formatul ăsta și deja societate civilă, cine va dori să candideze plus. Și cam asta este scenariul, ne place sau nu, eu cred că ei vor merge în această formulă, de fapt și-au declarat acest lucru și trebuie să reușim din realitatea asta și să o plasăm în context. Acum, reșind din contextul ăsta, că ei merg în alegeri, unicul lucru care poate fi obținut este prin participare să demonstrezi cât de viciat este sistemul, cât de inegal este, cât de injust este, câte încălcări se vor comite toate să fie documentate. Și tot acest bagaj juridic, în primul rând, factologic și juridic, care trebuie documentat în modul corespunzător, să servească temei pentru nerecunoașterea alegerilor ca fiind conforme standardelor democratice. Okay. Asta este, dacă încercăm să plasăm asta în termeni, în spațiu și timp acum, în spațiul nostru și timpurile care le trăim acum, la moment. Nu, și întrebarea venea și pe fondul discuțiilor, domnul Mocanu. Okay. Foarte interesant. La replică, la replică. Deci este un dialog. E un dialog între trei persoane. Exact. Da, și rog să-mi permiteți și mie să fiu integrat la discuție. Da, vorbim de pe poziția liderilor. Bine, emisiunea de astăzi nu vorbim în raport de un lider, de o direcție sau alta. În raport de ceea ce ar însemna electoratul, atâta timp cât Republica Moldova de fapt nu are un scenariu clar cum ar trebui să fie organizate alegerile, ce facem noi, alegătorii? Haideți totuși să menținem dialogul ăsta, pentru că domnul Gligor a spus niște lucruri care sunt valabile doar în măsura în care, a spus dumnealui, acceptăm situația de astăzi ca una obiectiv existentă și imposibil de surmontat. Doar în așa ca caz. Ca o realitate, da. Pentru că mie îmi pare că așa este. Eu nu accept așa și eu văd că acolo, la partidele pe care le-ați numit, care sunt considerate opoziția cu șanse, stau niște oameni care atâta timp cât nu sunt roboți și atâta timp cât nu sunt dușmani acestei societăți, ar mai putea fi încă convinși. Plahotniuc din momentul ăsta nu va mai falsifica și nu va mai face niciun fel de încălcări. Plahotniuc nu-i trebuie, deci o campanie electorală compromisă nu mai are nevoie să o fraudeze. Deci Plahotniuc o să fie exact, deci haideți să vă spun, există în psihanaliză, în psihanaliză există o paradigmă care se numește teoria cântarului falsificat. În momentul în care cineva are un cântar falsificat, el va fi chiar corect cu dumitale, pentru că el știe că cântarul lui e falsificat și el știe cu cât e falsificat cântarul. Te uiți la cântar și chiar te bucuri că el îți pune o bucățică de carne mai mult. Și el la cântarul care ți arată nu un kilogram, dar ți arată un kilogram și 50 de grame. Dar el știe că acolo sunt 850 de grame. Deci atunci când ai un cântar falsificat, nu poți să-i dovedești, dacă nu te bagi în cântar, nu poți să-i dovedești că sistemul ăsta este fals. Plahotniuc nu va mai falsifica nimic. Plahotniuc va fi cel mai corect în această campanie electorală. Deci prin participare nu o să poți să-i demonstrezi că el a fraudat ceva. Nu mai îl legitimezi. Plahotniuc a făcut așa o campanie electorală care nu era a lui în 2009. Țineți minte cum și-au strâns bagajele toți observatorii și-au plecat și-au spus în 2009 că alegerile au fost valabile și doar tinerii aia cu sunetele de cioburi sparte din clădirile Parlamentului și Președinției au făcut ca lumea asta să ne audă și zic că stai băi că nu e așa. Le-a fost oarecum jenă că au plecat și-au spus că totul e ok. Nu s-a văzut absolut nimic. Toți au plecat a doua zi și-au plătit conturile la hoteluri și-au spus domnule, alegerile în Republica Moldova sunt ireproșabile. Așa vor face și acum. Pentru că el nu va falsifica nimic în această campanie electorală. Haideți să vă mai spun un scenariu. Maia Sandu, și eu mă uit acum în cameră, fără să-i mai atac, Maia Sandu speră
ei au niște informații și sunt niște informații care circulă prin târg. Maia Sandu tare speră că ei o să-i se întâmple fericirea lui Dodon. Că Năstase va fi scos din campanie electorală și ea știe și el știe pentru ce poate fi scos Năstase din campanie electorală, iar ea va rămâne în campanie electorală și va avea norocul lui Dodon în raport cu USAT. Partea proastă a acestui scenariu este că Năstase poate fi scos din campanie electorală, iar Maia Sandu să nu aibă norocul lui Dodon și să rămână pe necarosabil, cu alegerile recunoscute de toată lumea din jurul nostru. Noi avem de a face cu o minte diabolică. Cu o minte diabolică care acționează neordinar. În afara oricărui sistem de coordonate. În afara oricărui sistem de coordonate. Care vine în această campanie electorală cu un cântar fals. Eu acum încerc pe dumneavoastră, care sunteți un om onest, sunteți un om din campanie, din societatea civilă. Nu aveți interesele declarate ale mele, ale partidelor politice. Și încerc să vă convinc că dacă sunteți mai mulți oameni care judecați la fel de limpede cum judecați dumneavoastră, e cazul să ne așezăm și să mai cântărim încă o dată lucrurile. Pentru că ne putem pomeni în data de 25 februarie cu alegerile recunoscute de toți cei care presupunem noi că am putea să le aducem argumente pe masă că Plahotniuc a falsificat alegerile. Și cu asta propun să luăm o pauză de publicitate, după care revenim la discuțiile noastre. Publicitate, vă rog. Domnule Gligor, dar cât de potentă este de fapt clasa politică astăzi ca să izbutească într-o a solidariza și a aduce societatea la urnele de vot în acea zi de 24 februarie, pentru că e o zi una oarecum așa mai și nespecifică, pentru că este un toi de sărbători, o febră de sărbători, plus este și perioada iernii când comoditatea oarecum influențează participarea la alegeri, la urnele de vot, și doi, se și discuta și avem realitățile acelor, să-i spunem, evenimente în care oamenii au demonstrat că nu au acel avânt de a participa concentrat. Acestea sunt și calculul Partidului Democrat și a sateliților săi. O participare joasă va spori șansele de câștig în această campanie electorală. De ce? Pentru că circumscripțiile au 60.000 de votanți, se așteaptă nu mai mult de jumătate, eu așa cred, nu mai mult de jumătate. Asta înseamnă că dintr-o participare de 30.000 de persoane trebuie să ne facem calculurile. Cel care va reuși să mobilizeze pentru voturile a 20% pentru un singur candidat din aceste 30.000, adică 6.000 de voturi, cu o doză de probabilitate, va câștiga circumscripția. Deci noi vorbim între 6-7, poate 8-9.000 de voturi, în dependență de circumscripție și așa. Asta este calculul lor. Acum, opoziția, dacă decide că merge în alegerile parlamentare, și asta este un lucru cert, și din mesajele care eu le văd și le aud și cei ce știu, de fapt, este destul de cert faptul că ei merg în campania electorală. Partidele de opoziție trebuie să se pregătească și să sporească șansele prin determinarea rapidă a candidaților pe circumscripții, lansarea lor, prezentarea lor, familiarizarea acestor candidați cu alegătorii din circumscripțiile uninominale, pentru că candidații potențiali nu sunt cunoscuți și resursele mediatice a opoziției sunt extrem de limitate. Să lucreze în rândul aceste persoane să devină lideri echipelor locale și să lucreze door-to-door, ușă, din ușă în ușă, în limitele frontierei circumscripției, și să comunice, îndorit personal, candidat, să comunice majorității alegătorilor în ce circumscripție sunt, pentru că vă asigur că mulți nu au habar. Da? Și să fie foarte prezenți, nu prin ceea ce presupune bani, dar prin ceea ce presupune efort, carismă și convingere. Ei trebuie să lucreze, să trăiască următoarele 2-3 luni în teritoriu, dacă iau de gând să meargă în această campanie, și cumva să documenteze situația reală, să documenteze coruperea alegătorilor, pentru că ea deja este în plin proces de desfășurare și noi nu o documentăm la scară reală. Și cu toate că eu perfect înțeleg logica domnului Mocan și respect linia asta, că Vlad Plahotniuc și partidul său și echipa sa
ar putea încerca să facă o campanie fără încălcări pentru a nu da apă la moară observatorilor internaționali și opoziției. Eu cred că sistemul pe care l-a construit el este un sistem de închinăciuni și un sistem de demonstrare a utilității și a faptului că... Deci acești oameni care sunt serviri, care fac parte din aparatul administrativ, sunt într-un fel de competiții de demonstrare a propriei utilități și a ce pot face și cât de mult pot face. Și de multe ori noi vedem un exces de zel care depășește orice raționament și orice logică. Și în acest sens, eu cred că noi vom avea încălcări și pentru prima dată Moldova va fi în atenția organizațiilor internaționale și a partenerilor noștri externi în această campanie electorală, care va fi judecată prin prisma două aspecte. Asta este nemijlocit reforma electorală care a fost făcută cu încălcarea practic a tuturor încălcărilor date de Comisia de la Veneția. Obraznic, cinic, manipulatoriu. Și asta deja ne trage în jos, pentru că este acea rezoluție legislativă a Consiliului Comisiei și Parlamentului Uniunii Europene în care se spune că voi, mai departe, relația voastră depinde de reforma electorală și anume prin prisma statului de drept. Independența justiției, locul 32 din 137, am picat anul ăsta. Pluripartitism politic, care este lovit direct prin modul, prin esența, natura sistemului electoral uninominal. Da? Și tot așa, în esență lucruri generale, da? Dar care Uniunea Europeană pentru prima dată în procedura legislativă le-a explicat și le-a pus ca condiționalitate prin anexă la o rezoluție legislativă pe asistență macrofinanciară. Acest lucru nu s-a făcut pentru alte state. Noi suntem primii care am reușit performanța asta. Luând considerație câtă atenție, și eu știu, eu am fost la Bruxelles, am fost în mai multe capitale, inclusiv în Washington, DC, eu știu cât fatig există pe coridoarele birocrațiilor occidentale cu privire la Moldova. Noi am săturat de viață pe oameni ăștia. Deci Moldova este în agenda problemelor din regiune, în toate cancelariile din Uniunea Europeană și din Statele Unite. Cuvinte de aur ați spus acum. Și oamenii ăștia știu că noi suntem o problemă și acum avem, de exemplu, dacă vorbim de Statele Unite, avem un nou ambasador cu o nouă echipă. Și toată lumea vorbește cu care am discutat și care îl cunoaște în persoană și așa, ne-a spus că avem mare noroc. Avem mare noroc să avem un nou ambasador și că dumnealui, de fapt, este o persoană care ar putea aduce un nou mesaj în Republica Moldova și o nouă abordare a problemelor cu care noi încercăm să ne confruntăm. Pe de altă parte, noi avem o poziție ca niciodată dură și foarte directă din partea Uniunii Europene. Deci noi, în principiu, nu, poate nu este meritul opoziției sau a nostru ca societate civilă sau nu știu, a cetățenilor, poate este meritul mai mult a lui Domn Plahotniuc și a Partidului Democrat, că toate camerele sunt acum, de luat vedere, sunt concentrate pe Republica Moldova. Deci eu cred că ei vor comite greșeli și mie pare că noi nu o să reușim. Da. Eu sunt aproape sigur că noi nu o să reușim să convingem partidele de opoziție să renunțe la participare în această campanie electorală. Încerc să vă dau un pic altă optică asupra mitingului lui Plahotniuc, pe care eu l-am analizat foarte atent și încerc să vă dau o altă optică. Despre care să cunoască și telespectatorul? Păi, ultima adunare. Adunarea generală a Partidului Democrat, așa au numit-o, da? Dacă nu greșesc. Deci, dacă ați observat, acolo n-a fost Partidul Democrat. Acolo a fost Plahotniuc, a fost un fel de logodan la Plahotniuc cu masele de oameni de care el s-a temut întotdeauna. El și-a învins niște frici. Acolo n-a fost Partidul Democrat. Acum să vă mai spun încă o chestie. Nu va câștiga Partidul Democrat alegerile. În general, nu vor fi motive să nu recunoști alegerile când în teritoriu vor câștiga niște cetățeni ai Republicii Moldova. Care n-au proiectul independenței. Dar cum?
Ce poți să-i spui? Au fost pe vot majoritar, omul a câștigat alegerile, ce poți să-i faci omului ăla? Oameni de aiurea, oameni pe care nu-i cunoașteți. Noi discutăm politică și ne batem politic. Dar ei n-au treabă, sunt niște cetățeni ai Republicii Moldova și când dumneavoastră spuneți că cei din afară ne văd pe noi ca o mare problemă, problema noastră într-adevăr se numește Plahotniuc, dar aceeași problemă suntem toți. Aceeași problemă suntem toți. Noastră știți că eu ca și lidera unui partid politic, mare, mic, nu contează, eu evit să mă întâlnesc cu străini. Eu îi văd, eu am mai avut niște întâlniri și de fiecare dată văd că nu am argumente pentru ei. Dar nu pentru că nu le am în general, ci pentru că văd pe fața lor că noi suntem o problemă și eu sunt parte a aceiași probleme. Deci Republica Moldova a falimentat pentru ei, Republica Moldova s-a dus într-o zonă gri, toți sunt pe față, toți vorbesc lucruri trăsnite. Să știți că opoziția noastră vorbește lucruri la fel de trăsnite ca și Plahotniuc. La fel de trăsnite. Deci eu nu văd motiv ca ei. Eu încerc acum pe dumneavoastră, un om al societății civile, un om cu logică, cu logică și juridică, dar și socială, să vă conving, încerc să vă conving că dorința noastră de a considera că alegerile nu vor fi validate prin participare este nevalabilă. Nu va câștiga Partidul Democrat alegerile. Asta iarăși e o strategie de a lui Plahotniuc. Deci, bine, să schimbăm puțin cursul discuției, dar formatul dezbaterii și-l păstrăm. Domnul Mocanu, pentru că frecvent preferați să comunicați, m-am repetat de fapt, preferați să dați explicație termenelor și mai apoi fenomenelor. Cum interpretați acest boom de noi reforme așa adus de către guvernare la final de an electoral? Eu nu știu la ce vă referiți când spuneți reformă. Nu, pot să le dau nume la ultimele, să zicem așa, reforma salarială, pensiile și să nu le numesc pe toate în jos. Dar bine, nici nu cred că vorbim de reforme acolo. Sunt niște hapuri electorale pe care o lume ieșuată poate plinghite o parte din ei. Dar eu iarăși nu cred că... E o agendă. E o agendă publică care dă bine la discuție. Adică trebuie să fie pline studiourile cu agenda pe care o face Plahotniuc. Ca el în liniște, în spatele acestei agende publice pe care el o construiește, că ea nu are nicio tangență cu realitățile propriu-zis. Nu are nicio tangență cu realitățile propriu-zis. El nici bani nu are pentru ridicarea acelor pensii. Dar el creează o agendă publică și noi venim în studiouri și începem a discuta agenda lui. Și spune, domnule, dar el ieșuiază, domnule, cu agenda asta. Dar nu se vede că e o prostie, domnule. Dar el râde de noi. Dar el râde de noi pentru că el nici în gând nu are să implementeze această agendă. El are altă agendă ascunsă cu totul. Deci, ca să înțelegi ce a făcut Plahotniuc. Plahotniuc a eliminat politica din viața publică. Și orice ai discuta politic nu este valabil pentru viitoarea campanie electorală. El viitoarea campanie electorală nu are de gând să o câștige nici cu un element politic. Cu atât mai mult geopolitic. El a eliminat geopolitica din viața publică. El a eliminat politica. Politica devine un cuvânt de ocară acum. Când ai să mergi într-o circunscripție și ai să încerci să le spui acestor oameni ieșuați social și economic că există niște probleme politice de rezolvat, când el merge pe un drum care poate rezistă până în primăvară, pe care i l-a dat Plahotniuc. Când el are o promisiune de o pensie, nu știu ce, când are un om în sat care aleargă, haideți, eu am mai spus exemplul ăsta de atâtea ori, pentru că m-a stresat enorm. Eu am mers într-o sat, era alegeri locale, la Soroca. Și am încercat să vorbesc cu oameni, și niște oameni și se uită la mine ca la un trăsnit venit de la Chișinău. Și o profesoare de acolo mă ia deoparte și zice, domnul Mocanu, mi s-a făcut milă dumneavoastră. Nu-i explicați degeaba, că n-aveți cui. În satul ăsta câștigă alegeri locale. Câștigă alegerile Zăbălosul. Cine-i Zăbălosul, întreb? Ci că are 8 clase neterminate și până acum jumătate de an nu vorbea nimeni cu el. A venit usate și i-a dat dacie, merge acum Zăbălosul prin sat cu dacie. Deci a spus că le face drum spre grădiniță și spre școală și nu mai poți vorbi cu nimeni. Nu ai cu cine sta de vorbă. Acum, ca să mă înțelegeți, adică eu nu pun la stâlpul infamiei acum societatea asta și omul ăsta a ieșuat, ci eu spun de o realitate, deci liderii
care cât de cât mai puteau să le explice, să le traducă acestor oameni ieșuați din sat limbajul ăsta al nostru sofisticat. Oamenii aia au plecat. Și deci oamenii care au rămas sunt captivi oricărui dar pe care el aduce. Și noi putem să discutăm ce vreți, pensii, discutăm agenda lui Plahotniuc, discutăm politică, pensii, geopolitică. De asta toate astea nu vor conta. Au mers pe un sistem care presupune un specific alegerilor locale la nivel parlamentar, la alegeri parlamentare, care este mix, dimensiunea mixtă, uninominală, 51 de mandate, care este o majoritate simplă. Și ei știu că ar putea avea un 15% pe liste, ei speră la mai mult, eu știu că Partidul Democrat visează la peste 20, partea proporțională. Și pentru asta au nevoie de Comisie Electorală Centrală și eu cred că vor fi falsificări și identități false și numai Dumnezeu știe la ce vor merge ei având și registrul mâinilor lor și având și această listă umflată de 3,2 milioane alegători când în țară nu ai nici 2,5 milioane reali, suflete reale, 2,5 inclusiv cu minori și cu acei care sunt în capacitate. Da, există această marjă de 700-800 de mii de până într-un milion de oameni inexistenți care sunt incluși în listele electorale și asta este o marjă enormă de manevră pentru ei și de falsificare. Și eu știu că înțeleg că ei vor avea nevoie să-și tragă rezultatul pe lista proporțională, care este afectat foarte mult de reputația toxică a Partidului Democrat și din mijlocita ratingurilor, da, primilor persoane, pentru că toate primele persoane au ratinguri destul de scăzute, dacă nu anti-ratinguri. Și ei vor compensa prin controlul instituțional. Și eu sunt sigur că ei vor face falsuri. Întrebarea este dacă noi vom avea capacitatea să demonstrăm acele fraude și acele falsificări. Asta este întrebarea. Și iată ce vreau, am vrut să combat argumentul dumneavoastră că el vor face o campanie. Nu vă face. Pentru că el are nevoie de un rezultat pe partea proporțională. Specificul sistemului de până în 2017 a rămas. Ei, eu cred că și în 2014 au făcut anumite ajustări. Și în 2010 au făcut, cred că. În 2009 comuniștii au făcut. Deci chestia asta a existat. Întrebarea este care e marja și problema e că niciodată n-a fost demonstrat acest lucru într-un mod credibil. Domnule Grigore, în 2014 a fost o fraudă masivă care a fost acceptată de toată lumea. Erau aceleși organizații non-guvernamentale afiliate internațional. Promolex, IDIS Viitorul, Adept, care vreți. Toate au acceptat frauda lui Plahotniuc. Toți au acceptat-o laș, toți au acceptat-o și au zis... toți o să mergem la alegeri ca într-un WC-ul public, astupăm nasurile, numai să nu treacă geopolitic partea aia. Toți cam au acceptat o fraudă pe care vor fi nevoiți să o înghită și de data asta. Faptul, ați mai auzit ceva dar de n-am ce avut, înseamnă? N-am avut niciodată probleme. Dar nu o să le avem nici acum. Într-o țară unde nu există recensământ, într-o țară în care vasul lui Plahotniuc, vasul ăsta mare, în vedere a numărului, nu-i cunoscut de nimeni, nu știe nimeni ce număr de populație, cum să calculez frauda lui? Cum să o calculez? În 2014, la fel a fraudat alegerile. În 2014, partidul ăla a comuniștilor, care era o clonă a Partidului Comuniștilor, trecuse pragul de 6%, domnul Gligor. Când el a început să manevreze cu cifrele și să ridice numărul participanților, Ghimpu a avut o conferință de presă, a uitat-o toată lumea. Ghimpu a avut o conferință de presă prin care stemea că rămâne sub pragul electoral dacă Plahotniuc mai continuă să numără, cum știa el, cu numărat pentru Dorin Chertoacă, în Chișinău. Nimeni nu va putea să calculeze această fraudă, pentru că totul este pe mâna lui. Tot. Organii de supraveghere care trebuie să documenteze aceste lucruri, într-adevăr, sunt pe mâna Partidului Democrat și noi nu avem instituții independente. Asta vreau să vă spun, că el nu va putea nici măcar din inerția tuturor obișnuințelor și a tot ce înseamnă sistemul nostru, dacă vreți, electoral și așa, să facă aceste alegeri fără să intervină. El va interveni, ei vor interveni. Corect. Întrebarea este în capacitatea noastră de a demonstra aceste lucruri. Mai mult ca atât, dacă ei vor pierde prea mult, puțin lume s-a uitat în detaliu peste cum a fost făcut pe vertical acest sistem și care sunt căile lor de atac și contraatac în cazul în care ei totuși pierd, având toate resursele. Ei au o posibilitate de anulare a rezultatelor în 17 circumscripții uninominale prin Curtea Constituțională, cu ajutorul Curții Constituționale. Deci dacă ei pierd prea mult,
în circumscripții, în rezultatul unei campanii făcute bine de opoziție, ei au o posibilitate prin judecătoriile optimizate, așa numite. Da, țineți minte că de la pași 3 de instanțe s-au făcut 15 instanțe de primul nivel. Ei s-au folosit de această ocazie pentru a prelua integral control asupra instanțelor de gradul 1. De ce? Pentru că instanțele de gradul 1 de nivelul 1 sunt extrem crucial de importante în alegerile pe sistemul mixt. Ele constant încălcările la nivel de circumscripție, care ulterior pot servi temei pentru Curtea Constituțională să anuleze rezultatul în acea circumscripție. Și pot anula până în 17 circumscripții și repeta alegerile până în 17 circumscripții, foarte posibil fără acei candidați care au ieșit de fapt în final și așa. Și asta este planul lor de rezervă. Corect. Și dacă noi îi forțăm să aplice toate aceste rezerve pe care și le-au scris în lege și așa, eu vă asigur, niciun observator internațional care se respectă nu o să recunoască această farsă ca fiind alegere. Hai aici să vă spun ceva. Eu încerc să... Noi dialogăm și încerc să combat ceea ce spuneți. Acum, în ceea ce ține de observatorii străini, cum credeți dumneavoastră, partenerii, ați spus niște cuvinte de aur mai înainte, că noi suntem o zonă de lipsă de interes. Noi suntem o durere de cap pentru partenerii noștri europeni. Cum credeți dumneavoastră? Vorbim acum așa cinic cum este această meserie politică. Și nu că eu aș fi cinic, ci așa cum se întâmplă în lumea asta. Cum credeți, care este prioritatea numărul 1 a oricărui oficial european în ceea ce ține de această zonă? Vă spun eu, prioritatea numărul 1 nu este dreptatea socială, nu este cine va avea dreptate mai multă sau cine va câștiga, și nici măcar statul de drept pe care îl doresc aici. Nu asta este prioritatea numărul 1. Prioritatea numărul 1 pentru toți este stabilitatea în zonă. Atunci când ai o țară cu atâtea probleme și atunci când ai atâtea provocări în lumea în care trăiești tu, te gândești, domnule, vom avea timp, ne vom ocupa de ei. Acum e important ca acolo să fie stabilitate. Și cine care putere poate garanta o stabilitate în detrimentul statului de drept, în detrimentul dreptății sociale, în detrimentul pârghiilor democratice, cine care putere poate asigura așa ceva, este tolerată. Da, va fi criticată, dar este tolerată. Asta s-a întâmplat și pe timpul Voronin. Toată lumea știa cine e Voronin la început. Pe urmă el s-a schimbat un pic. De aia vă zic, dacă Plahotniuc reușește să facă formele să mintă, dar el asta reușește să facă în primul rând. Deci el face formele să mintă și a demonstrat nu odată că poate face lucrul ăsta. Deci partenerii noștri europeni, trebuie să vă spun un adevăr foarte trist, vor accepta ca aceste forme să mintă. Și ei vor spune, noi nu vedem, nu știu ce conținutul, nu avem timp să ne ocupăm de conținutul acestor forme, dar formele sunt ok. Aici trebuie să vă contrazic. Domnule Igor, vă rog mult, pentru că suntem chiar la finalul emisiunii, discuțiile sunt foarte concentrate în argumente și pe o linie și pe alta. Revenind la ceea ce avem, nu discutăm, domnul Ocanu, agenda nimănui, adică și am și să mai subliniez o dată. Nu, că n-a fost o reproș în adresa noastră, a fost un reproș în adresa noastră. Dar vroiam să aeresesc vis-a-vis de întrebarea care urmează să o dau. Având ce avem, de fapt, fie elemente de agendă, fie reforme, fie numite sau numiți-le cum doriți, dar referindu-ne la această creștere de 20, 40 sau 90% pentru bugetari, pensiile și așa mai departe, întrebarea telespectatorului vine. Ce au de pierdut cetățenii după aceste alegeri și care este riscul că aceste exerciții, reforme sau instrumente să nu meargă îndată după alegeri? Ei au de pierdut suveranitatea printr-un exercițiu simulat. Denumită alegeri parlamentare, va fi pus sfârșitul conceptului suveranității în Republica Moldova. Suverenitatea aparține exclusiv poporului și poporul decide odată la 4 ani prin organele sale reprezentative ce urmează să facă ca națiune, ca stat în perioada imediat electorală în acest ciclu. O a doua modalitate de exercitare suverenității este referendumul și ea a fost omorâtă cu fiecare ocazie. Avem două referendumuri legislative omorâte de acest Partid Democrat prin intermediul Comisiei Electorale Centrale Servile și un referendum constituțional, da, care cunoaștem foarte bine, a fost anihilat. Ei au nevoie de un exercițiu simulat al suverenității și alegerile acestea în bază sistemului mixt, asta se dorește prin acest sistem.
Asta este viitorul nostru nemijlocit. Trebuie să vedem cum mobilizăm acele puține resurse pe care le avem ca să încurcăm acest plan. Partea bună este că efortul conjugat a societății civile, a celor oameni care, a organizațiilor neguvernamentale și a unor membri separați, inclusiv și a politicienilor de opoziție, partidilor de opoziție, printr-un efort conjugat de analiză și de prezentare a datelor, probelor, circumstanțelor faptice, am reușit să convingem partenerii noștri principali de dezvoltare de faptul că realitățile în Republica Moldova sunt altele decât le spune Partidul Democrat. Și ei și-au dat în toate cancelarele mari să-și facă această agendă pretinsă publică, s-o impună ca fiind una credibilă. Ei au ieșuat acest lucru. Asta este partea bună. Partea proastă este realitatea de aici și întrebarea este cum noi mai departe conjugăm eforturile și resursele puține pe care le avem în așa fel încât să ne luăm înapoi țara asta și să începem. Știți, sunt două aspecte aici. E o chestie să... Orice regim inevitabil va cădea. Inevitabil. Nu în ciclul ăsta electoral, în următorul, va cădea. Asta este un lucru cert. Eu știu chestia asta. Eu simt chiar chestia asta. Da, intuitiv, dacă vreți. Nu doar logic. Întrebarea este dacă noi vom fi gata să nu repetăm greșeala anului 2010. Când un grup de persoane care au pretins niște valori, nu le-au și reprezentat, au reușit să se folosească de așteptările societății și să mintă societatea și să preia puterea ca să ne ducă unde. Primul mandat 2010-2014, eu 1-2 și câte ori mai fost acolo, a fost folosit pentru două operațiuni, cel puțin două operațiuni, care aveau drept scop îmbogățire exclusiv prin crimă. Asta este spalarea celor 22 de miliarde din Federația Rusă prin intermediul sistemului judiciar și bancar și doi, jaful miliardului. Noi suntem capabili acum să mobilizăm forțele ca în cazul în care acest regim cade, regimul care a fost produs de evenimentele din 2010 încoace, dacă el cade să aducem un nou grup de politicieni de altă generație. Și atunci ce tindem asta este întrebarea anima, mea. Ce se tinde anima la acest nou scrutin? Da, pentru că toți vor spune, uitați-vă rău, Plahotniuc este, scăpăm de el și a doua zi fericire generală în țara asta. Deci nu o liotă întreagă de ticăloși îl face Plahotniuc. O liotă întreagă de ticăloși, nu numai din Partidul Democrat, dar mulți ticăloși din țara asta îl întrețin pe Plahotniuc. Plahotniuc ar fi nimeni fără ticăloșii ăștia. Marea problemă e ce facem după Plahotniuc. Sigur că va cădea. Eu de aia și spun, deci acum dacă ne apropiem de concluzii, eu propun să nu mergem pe scenariile lui. Eu sunt gata să dialoghez cu oricine, numai să încercăm să răsturnăm această agendă pe care a creat-o el. Noastră ne întrebați pe noi de pensiile și salariile pe care el vrea să le ridice. El nu are resurse pentru așa ceva. În Republica Moldova nu există resurse pentru a ridica salariile. O treime din bugetul Republicii Moldova este asigurat de colaborarea noastră cu partenerii din afară. Nu știu ce mai poate el, nu știu cu ce, ori trebuie să facă un deficit bugetar egal cu bugetul, ori nu știu ce trebuie să facă ca să... Dar pe el se pare că nu îl interesează chestia asta. Pe el îl interesează doar o agenda electorală. Ce o să fie a doua zi, el o să găsească alte forme care să mintă. De aia eu spun în concluzie, eu spun că un asemenea om malefic, care acționează atât de neordinar, are nevoie de ripostă neordinară. Avem nevoie de o organizare extraordinară pentru ripostă acum. Noi mai avem 2 luni de zile până se începe campania electorală. Eu propun acum și vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să vin în această campanie electorală, le propun tuturor de la stânga la dreapta un dialog asupra posibilităților de contracarare a acestei agende publice și din această agendă publică, într-un mod straniu, fac parte și aceste alegeri care trebuie să vină. Dar nu sunt cele mai importante. Există o întreagă agendă publică cu elemente de până la campanie electorală, în campanie electorală și după de a domina această societate prin toate mijloacele de care dispun eu. La salarii am vrut să adaug. Vă rog. Noi am avut un buget, bugetul Republicii Moldova pentru acest an avea un deficit programat de 4,7 miliarde lei. Prin faptul că Uniunea Europeană nu ne-a dat nouă asistență macrofinanciară, acest deficit a fost mărit, sporit până la 6,7.
luând în considerație proiectele megalomanice care le-a inițiat Partidul Democrat în ce țin de pensii, dar în special aveam, putem vorbi și de o arenă care o să ne coste circa 70 de milioane de euro, da? Ei au mai dat 100 de milioane și Dumnezeu știe câți bani pe aceste inițiative populiste. Deci noi putem vorbi despre un deficit bugetar cert de 7 miliarde de lei deja astăzi. Întrebarea este, noi știm că ei se împrumută la greu de la băncile comerciale și de la populație, de la persoanele fizice. Din ce bani această guvernare vrea să sporească salariile la 150 de mii de bugetari? Și de ce o face? Concluzia numărul 1, bani nu au. De ce o fac? Și deci vine concluzia numărul 2 în contextul electoral cea mai importantă. O fac pentru că asta este o formă de mită electorală. Ei vor reuși câteva luni să depun un efort la maxim pentru a-și onora această obligație, începând cu luna decembrie, de plată, de majorare a salariilor, pentru a demonstra acele minorități care va conta foarte mult în sistem electoral mixt, componenta uninominală, acei 20-30% de care eu vorbesc, că ei au nevoie, de care ei au nevoie ca să câștige circumscripțiile. Iată, ei fac acest lucru pentru a obține popularitate în rândul unei minorități, care sunt păturile social vulnerabile și persoanele angajate în sectorul public bugetare. Asta este esența și adevărul despre majorarea salariilor. Resurse astăzi Republica Moldova pentru asta majorarea nu are, din păcate. Eu tare mi-aș dori, dar știu că nu are. Uitându-mă și la ceas și colegii din cască comunicându-mi, mai avem totuși două minute vorbind și în termeni de concluzie, pentru că am atins și subiectul de vectori geopolitici, de dezvoltare, în asociere sau pe lângă cei patru despre care am comunicat astă seară. În scurte replici aș vrea să ne comunicați care este poziția dumneavoastră vis-a-vis de Turcia ca cale geopolitică pentru Republica Moldova. Și nu am să fac trimitere la textele din anumite portaluri de știri, în linii înguste, de fapt, care este poziția dumneavoastră. Nu știu ce să vă spun. A fost un spectacol cu Turcia, nu văd nicio posibilitate. Nu văd nicio posibilitate ca Republica Moldova să-și coordoneze cumva acțiunile cu Turcia. Cu Erdogan, poate, pentru că Erdogan este un tip belietar și unul cu o agendă asemănătoare, cu agenda unor oameni autoritari, ca așa cum vrea să pară Plahotniuc, din bandit într-un conducător autoritar. Altă relație între noi și Turcia nu văd. Turcia pentru mine este o țară care a contactat cu civilizația europeană și care are foarte mulți oameni cu minte deschise. Eu mă uit cu un sentiment de milă pentru intelectualii turci, pentru cei plecați în afară, pentru partea europeană a Turciei, ceea ce li se întâmplă lor. Adică aici cred că ne asemănăm și ca societate. Depresia în societatea turcă, mai ales pentru oamenii care gândesc și care au minte deschisă, este cam ca așa noastră. Asta ar fi singura asemănare. Mulțumesc. Percepția mea acestei relații în asociațiune cu Turcia și nu doar cu Turcia, cu China, cu Emiratele Arabe, cu Federația Rusă, deghizat, dar și cu Federația Rusă, explicația mea pentru aceste fenomene este una simplă. Republica Moldova este un stat pe care Partidul Democrat îl duce spre izolaționism. Ei așa să construiască o relație cu Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană le cere investigarea jafului miliardului, le cere investigarea spălării celor 22 de miliarde de dolari prin sistemul judiciar și bancar Republicii Moldova. Ori asta ar însemna să atragi la răspundere oamenii care au făcut acest lucru posibil, să te atragi pe tine însuși la răspundere. Da? Pentru că cei oameni care erau în funcții la BNM, CNA, Serviciul Prevenire Combaterea Spălării Banilor Finanțării Terorismului, Procuratura Generală și așa mai departe, au avut, conform protocolelor secrete, anexă la E123, au avut foarte clar niște beneficiari, niște stăpâni politici, da? Acele instituții care urmau să fie absolut intacte. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ieșuarea, că Partidul Democrat a ieșuat să se impună în fața Uniunii Europene ca un partener inevitabil
Uniunea Europeană nu și-a dorit un astfel de partener în pofida costurilor și riscurilor de care spunea domnul Mocanu în contextul asigurării stabilității. Uniunea Europeană, eu cred, este gata să-și asume niște riscuri aici, în considerație serviciul special rusesc care lucrează pe teritoriul Moldovei și domnul Dodon, care este într-o comunicare directă cu președintele Federației Rusă și așa mai departe. Eu cred că ei sunt gata să-și asume, să facă ceea ce este corect și nu să-și asume stabilitate cum au făcut-o în 2013 cu orice preț. Da? Și eu cred că concluziile de rigoare s-au făcut la Bruxelles și eu, de fapt, am mai discutat și cu oamenii care confirmă acest lucru. Ce vreau să vă spun este că Republica Moldova este stat în proces de izolare de marile democrații și în acest context asta aduce pierderi de asistență macrofinanciară, bani. Republica Moldova este un mecanism economic defect și are nevoie de asistență financiară externă. Uniunea Europeană a tăiat această asistență, Banca Mondială, șeful oficiului Băncii Mondiale în Republica Moldova, a dat un mesaj foarte clar că foarte posibil și Banca Mondială va îngheța finanțarea. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că trebuie să găsească bani în altă parte. Și ce fac ei cu turcii? Ei caută bani. Ce fac cu China? 287 de milioane pe drumuri și nu știu ce și executare. Ei se îndatora. Ei caută bani să acopere borțile pe care le-au făcut datorită faptului că au stricat relațiile cu lumea civilizată. Și ei merg acolo unde există democrație în degradare, pentru că Turcia este o mare problemă și durere de cap pentru Uniunea Europeană în acest context. Erdogan merge, înrăutățește procesele democratice, are statul 150-60 de mii de oameni și așa mai departe. Da, sunt niște abuzuri extraordinare în Turcia. Emiratele Arabe tradițional sunt, știți cum sunt, este, da, fost percepuți ca sudeveniți și China este China. Deci asta este viitorul Republicii Moldova pe termen scurt și mediu. De acolo Partidul Democrat vrea să ia bani ca să astupe acele găuri pe care le-au făcut prin modul lor de a guverna și divorțul ăsta neoficial pe care l-au făcut cu SUA și Uniunea Europeană în termen de facto. Bun. Și pentru că până la urmă nu am acoperit toți subiecții pe care mi-am propus la inițial de emisiune să ieși și discutăm, noi vă mai așteptăm la noi în platou. Vă mulțumim în repetat rând că ați fost alături de noi și am izbutit a dezvolta anumite sau desfășura subiecte foarte meticulos. Vă zicem pe curând, dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost cu noi. Vă urăm o seară frumoasă, toate bune și pe curând!